Astăzi revin cu al doilea parfum din seria cu parfumuri de vară și anume varianta de designer. Le-am adus pe toate aici lângă mine, sunt destul de multe. Am încercat să le pun cât de cât pe categorii. Am parfumuri fructate cu vibe tropical, citrice condimentate aromatice, curate și ceva mai ciudățele. Și cu vibe sărat acvatic. Bun, și o să încep chiar cu parfumurile cu vibe sărat și acvatic. Și, da. Primul ar fi acest Ocean di Gioia de la Giorgio Armani, care îmi place foarte, foarte mult cum miroase. Este un parfum cu o pară atât de delicioasă și se simte foarte bine în el para și moscul. Se simte într-adevăr un pic acel vibe sărat, acvatic, dar nimic exagerat. Știți că eu nu sunt chiar cel mai mare fan al parfumurilor acvatice, însă acesta îmi place foarte, foarte mult. E din acea categorie de parfumuri cu vibe acvatic, după care sunt efectiv înnebunită. Are și lăcrămioare și se simte și îmi place. Eu nu am lucrul ăsta și da, foarte frumos. Și acesta ar fi primul parfum. Da, al doilea parfum cu vibe sărat, ușor marin, ar fi acest Idol Aura de la Lancôme. Foarte frumos și el. Vai ce frumos. Care este un trandafir cu iasomie, cu sare și cu vanilie. Și parcă avea și ceva mos și da, se simte așa prospețel, curat, dar și dulce în același timp. Minunat și atât de feminin, atât de frumos. Se diferențiază oarecum de celelalte parfumuri din seria Idol și da, e foarte frumos și clar. Pentru vară mi se pare exact ceea ce trebuie. În special, nu știu de ce îl văd pentru luna iunie, poate chiar nu la, nu știu, 40 de grade. Dar depinde, dacă vă plac parfumurile un pic mai dulci, atunci cred că merge foarte, foarte bine. Și un al treilea, mai aveam oare ceva, că nu mai știu. De data aceasta un parfum sărat, dar și ciudat. În același timp foarte, foarte ciudat. Ar fi acest Umenity de la Mugler, varianta refilabilă am eu aici, care este un parfum într-adevăr ciudat. Care e sărat, miroase a smochin, a frunze de smochin, ceva caviar. Un parfum care mă duce gândul la aerul sărat de mare, la, da, efectiv la mare, la briza mării. Foarte frumos, interesant, dar nu va fi pe placul tuturor. Într-adevăr, sunt persoane care nu s-ar îndrepta neapărat vara spre el, dar mie mi se pare potrivit de vară. Și dacă vă doriți un parfum mai in your face, așa pentru vară, care clar să se simte, să te simți cumva deosebită, pentru că nu este un parfum banal, clar, dacă vă căutați genul acesta de parfumuri, atunci Umenity pentru vară e ceea ce trebuie. Dar clar trebuie să vă placă mirosul lui. Bun, trecem la parfumurile citrice și desigur cel mai citric dintre citrice din colecția mea este Light Blue de la Dolce & Gabbana, varianta de toaletă, care este un parfum frumos cu lămâie, cu măr verde, cu iasomie, cu mosc, un pic ceva lemnos, foarte plăcut, un citric ușor elegant. V-aș recomanda mai degrabă să vă luați varianta Light Blue Intense, pentru că acesta, din păcate, nu prea persistă. Light Blue Intense persistă cât de cât și eu, dacă ar fi să-l recumpăr, clar mi-aș lua varianta intensă. Dar ca idee e frumos, e proaspăt, e citric, răcoritor, de vacanță, de caniculă, de vară, tot ce vreți. Continuăm cu un alt parfum citric și anume, mă uit aici, pe lista mea, un parfum nou în colecția mea, despre care nu v-am mai vorbit, venit recent și anume ar fi de la Chanel, acest Chance Eau Vive, care vă ziceam că îmi place foarte mult și l-aveam pe wish list, care este un citric atât de frumos, un citric efectiv elegant, cu acel aer Chanel, clar se simte ADN-ul acela Chanel, dar este clar un Chanel pentru sezonul cald.
tot așa cu citrice, din câte știu, are grapefruit, parcă ceva portocală. Simte și o parte ceva lemnoasă, dar și mosc. Foarte, foarte frumos, îmi place. Are și acel vetiver care îl face să fie erbos și un pic sofisticat. Deci, da, foarte frumos. Dintre parfumurile din seria Chance sau Chance, acesta este preferatul meu, Eau Vive. Bun, trecem la un alt citric. Am câteva de la Versace, citrice de vară care clar se potrivesc. Primul ar fi acest Versace, în care simt efectiv o explozie de citrice, dar cel mai și cel mai bine simt efectiv un lime verde, proaspăt tăiat, proaspăt stors. Miroase efectiv a un cocktail răcoritor cu lime, un pic spice, parcă avea și ceva cardamom, ceva, o parte lemnoasă. Da, îmi place și el mult, mult de tot. Dacă vă place mirosul lui, v-aș recomanda să vă luați varianta mare. Varianta mică nu pot să zic că merită neapărat, adică totuși e destul de scump. Dacă îl găsiți la ofertă bună, vă recomand să vă luați varianta mare. Ok, și tot de la Versace ar mai fi și acest Eros, apă de toaletă am eu aici, care este și citric, dar și un pic fructat. Din câte știu, are și zmeura acesta. Și da, se simte zmeura, se simte ceva citric, plăcut, lămâie, ceva mandarină, cred că simt. Ce mai avea? Da, și clar se simte proaspăt, moscat, ceva floral. Un pic de iasomie, frumos și el, îmi place foarte, foarte mult. Persistența nu e strălucită, mi se pare că Versace persistă ceva mai bine, undeva pe la 5 ore duce, acesta, să zicem, cam 4 ore maxim, apa de toaletă. Bun, mai departe, din seria citrice, de fapt nu, haideți să terminăm cu citricele și atât, ar mai fi două Aqua Allegoria de la Guerlain și primul ar fi acest mandarin basilic, care desigur că este cu mandarină și busuioc. Proaspăt, răcoritor, efervescent, ușor, exact ce trebuie pentru o zi caniculară de vară. Genul de parfum Happy Scent, minunat, îl ador. Și tot din gama cu alegoria ar mai fi și acest oranj Soleia, care de data aceasta se simte o portocală roșie suculentă cu mosc. Un pic îndulcit de la ceva boabe tonka. Foarte frumos și el foarte interesant. Și pe le recomand. Bun. Și cred că am cam terminat cu parfumurile citrice. Vedeți că încerc să trec cât mai repede prin ele, pentru că oricum am tot vorbit de-a lungul timpului despre ele și nu are timp să mă lungesc cu note și alte detalii. Trecem la două citrice, ceva mai florale și un pic spice, condimentate aromatice, să zicem. Și primul ar fi acest Enjardin Surlenil de la Hermes, în care simt citrice cu vibe oriental, condimente, mă duce cu gândul la o piață de mirodenii din Egipt, din zonele acelea călduroase. Foarte frumos și el interesant. Nu este chiar favoritul meu, dar este un parfum foarte bine făcut pentru vară, foarte, foarte frumos și care chiar persistă destul de bine. 5-6 ore cel puțin pe mine m-a ținut. Și un parfum nou în colecția mea pe care nu l-ați mai văzut, tot de la Hermes, ar fi acest Enjardin de Monsieur Lee, care de data aceasta are și ceva flori prin el și se simt într-adevăr ceva flori și ce mai aveam? Da, este un citric aromatic unisex, zic ei. Într-adevăr, se simte și ceva verde. Mă uit peste note pentru că pe acesta încă nu știu prea bine. Are cumquat, iasomie, mentă și sevă verde. Și da, într-adevăr, se simte verde. Deși nu are listate citrice, totuși îl simt și pe el cumva ușor citric, aromatic, condimentat. Verde și da, se simte oarecum ceva mentolat în el. Foarte frumos și el.
La fel, destul de bun la persistență, din ce am văzut tot așa, pe la 5 ore cel puțin mă ține, deci da, merită. Mai departe, tot așa, un parfum nu din categoria citric, ci mai degrabă ierbos, condimentat. Și pe Ange Jardin sur le Nil văd și pe el cumva ierbos, verde, pe Le Jardin de Mesul îl văd verde. În schimb, un verde ierbos unisex, pentru mine ar fi acest Versace The Dreamer, care este marketat ca fiind pentru bărbați, dar eu îl văd unisex, adică pentru mine, mie îmi place să-l port vara, îmi place foarte mult cum miroase, e un pic mai ciudățel, într-adevăr are ceva note pe linii, e un pic amăruș, se simte, dar îmi place lucrul acesta, iarăși avea floare de tabac, din ce am văzut tarhon, e nupăr, deci da, se simte oarecum ierbos, cu un vibe ușor de tabac, un tabac floral, uscat, foarte plăcut, deci da, îmi place și el foarte, foarte mult. Bun, continuăm cu parfumurile cu un vibe ușor tropical. În continuare, un parfum citric, aș zice, citric aromatic, dar cu un vibe tropical, l-aș vedea pe, stați să văd unde l-am pus, pe acest Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Foarte frumos și el e interesant. Simt și citric, îl simt și ierbos. Simt și vibe-ul acela ușor tropical, pentru că are cocos și parcă avea și frangipani, oare, nu mai știu. Nu, ilang, ilang și mimoză și se simte oarecum ceva floral galben. Dar în același timp v-am zis că îl simt pudrat și mi se pare o combinație foarte interesantă între citric, ierbos, pudrat, aromatic, foarte plăcut pentru vară. Este absolut minunat. Și parfumul, două parfumuri cu vibe ceva mai tropical, l-aș vedea în primul rând pe acest Dolce Garden de la Dolce & Gabbana, care miroase foarte bine. Acesta este un parfum dulce, gurmand, aerisit de vară, pe bază de cocos și da, cocosul se simte foarte bine în el. Proaspăt și el moscat cumva, se simte și ceva dulce vanilat, un vibe ușor spre migdală. Bine, din câte știu, parcă avea lapte de migdale. Dar da, minunat, îmi place foarte mult. Dar trebuie să vă placă parfumurile ceva mai dulci, mai gurmande. Dar v-am zis, este un gurmand aerisit. Nu este un gurmand greu, nici într-un caz. Da, și încă un parfum cu vibe tropical. Parfum pe care la început, când l-am achiziționat eu, de fapt, era deja toamnă. Și mi s-a părut că este un parfum care poate fi purtat tot anul, dar să știți că l-am purtat și acum vara, în luna iunie, și mi s-a părut că s-a potrivit foarte, foarte bine. Și vorbesc despre acest Narciso Ambre de la Narciso Rodriguez, cubul acesta, care, da, miroase foarte frumos. Miroase a un mosc cremos cu flori galbene, cu frangipani, din câte știu avea. Și, într-adevăr, se simte și o ambră, dar nu are o ambră grea nici într-un caz. Are ambra aceea cremoasă, muscată, în stilul Narciso Rodriguez. Da, îmi place foarte, foarte mult moscul pe care îl regăsesc în acest parfum. Minunat! Bun, și am terminat și cu parfumurile cu vibe tropical. Trecem mai departe la câteva parfumuri. Aș mai avea parfumuri fructate și parfumuri clean. Bun, în primul rând de seria parfumurilor fructate ar fi acest Bulgari Omnia Coral, care este un parfum pe bază de rodie. Rodie, hibiscus, se simte la fel proaspăt, curat, moscat, un pic dulce, dar dulceața aceea vine de la fructe. Foarte interesant și el, plăcut. Și genul de parfum care mi se pare că e și elegant, în același timp s-ar potrivi și la ținute ceva, nu știu, mai de birou. Da, mi se pare că se potrivește foarte bine, dar în același timp e proaspăt, e aerisit și da, potrivit pentru vară, l-aș vedea, deși nu numai, poate fi purtat cu siguranță și primăvara și în alte anotimpuri, dar mi se pare că are vibe-ul acela cumva apos, ușor acvatic, fructat, așa, vesel, dar și elegant în același timp. Așa că da, nu știu de ce, eu îl văd cel mai potrivit pentru vară. Bun, trecem mai departe la un alt fructat, tot cu rodie, ce să vedeți, și anume
tot din gama Aqua Alegoria de la Guerlain și anume Granada Salvia, care este un parfum cu rodie și salvie. Foarte dulce, răcoritor, efervescent, așa. Mi simte ca o limonadă, ca un suc proaspăt făcut, fructat, cu rodie. Minunat. Mă duce gândul, nu știu de ce, și la un bubble tea cu aromă de rodie. Mă rog, nu am băut cu aromă de rodie, dar e cumva așa ceios. Nu știu de ce mă duce gândul la un bubble tea fructat, ca și cum aș simți acele biluțe care se sparg de tapioca. Minunat și delicios. Mai departe, ce mai am? Desigur că fructatul cu multe, multe fructe suculente și delicioase ar fi acest L'Imperatrice de la Dolce & Gabbana cu pepene roșu, cu rubarbă, cu kiwi. Dulce, delicios, dar tot așa dulce, fructat, aerisit și cu mult, mult most. Iarăși la fel simt un most curat, plăcut. Minunat și nu m-aș putea lipsi vara de acest parfum. Mă bucur că am sticla mare, am consumat ceva din el și o să continui să-l folosesc desigur. Din ce am văzut, pentru unele persoane poate părea un pic mai sintetic, adică nu e cel mai natural parfum din lume, dar mie îmi place și nu mă deranjează chiar deloc. Și pentru un parfum fructat de vară mă ține totuși. 4-5 ore mă ține și e ok, eu sunt mulțumită. Bun, mai departe, tot la categoria fructate, l-aș vedea și pe acest Amon Ferragamo Flower Food, deși el nu are listat practic neapărat ceva fructat. Bine, are yuzu din câte știu, dar eu simt oarecum ceva spre pară. Am zis că la semăn oarecum și cu Pera Granita de la Guerlain, dar mă duce cumva în acea direcție, dar din ce am văzut, el are bujor, are iasomie, are o notă de campari și mosc. Și da, acel yuzu de care v-am zis. Frumos, interesant, plăcut și da, deci clar pe acesta l-aș vedea doar vara, deși ar avea și ceva note florale, totuși mi se pare așa că e ușurel, de vară îl văd potrivit. Și am terminat cu fructatele. Ba nu, mai am încă două, de fapt. Ar mai fi așa. Acest Signorina Ribelle de la Salvatore Ferragamo, care este și un parfum foarte, foarte plăcut. Tot așa îmi dă un vibe tropical, din câte știu, și acesta are cocos. Și parcă avea și ceva desert, nu mi-amintesc exact notele lui. Dar foarte frumos, așa plăcut. A, avea o notă de piper roz care se simte. De aici denumirea de Ribelle, bănuiesc, de acel piper. Dar e și cumva așa un gurmand, dar tot în același timp elegant, cumva de vară îl văd. În general, parfumurile de la Salvatore Ferragamo din seria Signorina le văd elegante și pe Signorina Apă de Parfum și pe acesta Ribelle le văd cumva eleganțele așa. Dar acesta e mai gurmand, e mai de vară, vibe la acela tropical, de cocos, foarte frumos și el. Și desigur că nu puteam să nu-l menționez și pe Burberry Her, milkshake-ul cu căpșuni și alte fructe de pădure. Minunat și el, cu mult most, cu vibe-ul acela de bacara roșu, de zahăr ars. Foarte frumos și el, deși merge și primăvara, mi se pare că merge continuare și vara. Și este genul acela de fructat, gurmand, aerisit, de vară, care și persistă, deci da, minunat și el. Bun, am terminat și cu fructatele, sper că nu mi-a scăpat nimic și mai am câteva parfumuri din categoria clean. Așa, bun, încep cu acest parfum pe care l-ați văzut și în haul, de la Maison Margiela, din gama Replica, Lazy Sunday Morning, care într-adevăr mă duce gândul la o dimineață de vară, un pic răcoritoare. Foarte frumos parfum, este un parfum care miroase a proaspăt, a curat, a șternuturi, proaspăt schimbate. Din câte știu, are și aldehide, dar nu pot să zic că le simt neapărat și nu sunt genul acela de aldehide grele nici într-un caz, sunt stil vintage, old school, nu, nu, nu. Aldehide proaspete, moderne, da?
cu mult, mult musc. Are și ceva lăcrămioare și dau oarecum se simte și v-am zis că eu la semăn cu parfumurile din seria Narcis Rodriguez For Her și cu Ideal de la Guerlain. Da. Bun. De asemenea, următorul parfum din seria parfumuri curate, moscate, ar fi acest Pure Musk de la Narcis Rodriguez, care are un musc pufos, cremos, dar și floral în același timp. Îmi simte ca un norișor care efectiv mă învăluie. Minunat! Acesta mi se pare potrivit și primăvara, dar și vara. L-am purtat acum vara în iunie. Minunat, la fel. Mi-a plăcut maxim. Da, foarte frumos. Mai departe, un parfum pe care nu l-ați mai văzut încă, nou în colecția mea, dar care îmi place și l-aveam de ceva timp pe wishlist și am așteptat vara, ar fi acest DKNY Women, cred că e varianta Energizing, varianta apă de toaletă am eu aici, cubul transparent. Din câte știu, au și apă de parfum, cubul așa mai mat cumva. În principiu se aseamănă, cele două se aseamănă destul de mult. Acesta poate este un pic mai ușurel, mai aerisit, dar ambele îmi plac foarte mult. L-am luat pe acesta până la urmă, deși l-am zis îmi plac ambele. Acesta miroase foarte, foarte interesant. Efectiv, te duce gândul la un cup de gheață, la o băutură răcoritoare, din câte știu are și o notă de vodka. Într-adevăr, mă duce gândul la un cocktail de vară, super rece, cu multă, multă gheață, cu un pic ceva alcool, poate chiar vodka, de ce nu, cu ceva citrice, la fel mult, mult musc, plăcut, interesant, minunat și el, îmi place mult, mult de tot. Și tot la categoria parfumuri clean, l-aș mai introduce și pe acest Dylan Blue de la Versace, varianta pentru femei, bineînțeles. Minunat și el. La fel are și acesta un most din acela curat, proaspăt, săpunos, cu un var care mă duce gândul la un săpun de lux, la balzam de rufe. Din câte știu, acesta are măr verde în deschidere și da, se simte mărul acela verde. Se simte și el proaspăt, răcoritor, cumva. Interesant. De adevăr, miroase cam rău de tot a balzam de rufe ceva prin acea zonă. Și pe acesta nu prea îl văd dulce, îl văd proaspăt, curat. Parcă mai avea și ceva flori centrifoi, iuzu, floare de nu mă uita. Deci da, interesant, parcă și măceș avea oare. Da, interesant parfumul, chiar mi se pare interesant. Și să știți că pe pielea mea chiar persistă, cel puțin vara, 5-6 ore, cel puțin mă ține. Deci da. Bun, și am terminat și cu parfumurile din seria curate, clean, și ar mai fi două pe care nu am știut neapărat în ce categorie să le încadrez, dar le văd potrivite și vara. Tot așa, un parfum ceva mai in your face, dacă vă căutați genul acesta de parfumuri, ar fi acest Alien Fusion de la Mugler. Am impresia că este discontinuat și acesta, dar foarte interesant și el. Păstrează acel ADN din Alien, dar clar este un Alien mai pentru sezonul cald, primăvara, dar și vara îl văd potrivit. L-am purtat și acum vara, mi-a plăcut la fel foarte, foarte mult. Desigur, îl port cu măsură pentru că am această sticlă mică și aș vrea să țin cât mai mult de el, fiind și un parfum discontinuat, dar minunat și el. Un Alien, după cum vă spuneam, pentru sezonul cald, ceva mai spice, un pic condimentat. Din câte știu, acesta are tuberoză, parcă nu are iasomie. Și are ceva note de genul, scorțișoară, parcă avea, și ghimbir, da. Și se simte și ghimbirul și îmi place că ghimbirul acela îi dă așa o prospețime. Și acum îmi dau seama că, bine, dacă ar fi să ignor partea aceea de ADN-ul acela de Alien, partea aceea de ghimbir mă duce gândul și la Twilly de la Hermes. Apropo, și pe acela l-am purtat. Mi se pare că merge și el vara, dar nu l-am adus aici. Da, și pe acela l-am purtat și mi se pare că merge foarte bine și primăvara și vara. Da, minunat și da, dacă îl mai găsesc pe acesta, chiar îl recomand. Este foarte bun și se simte, persistă destul de bine. La fel, 5-6 ore îl simt în continuu, e destul de puternic. Deci da. Și ultimul parfum este un parfum de la Guerlain, din gama Shalimar.
Am aici suflet de parfum, care miroase foarte bine. Miroase a ceva tartă cu lămâie, dar nu l-aș încadra neapărat în categoria dulce, gurmand, sufocant. Este un... merge oarecum spre gurmand, pentru că are partea aceea de vanilie, care mă duce gândul la ceva dulce, prăjituros. Interesant și el are și iasomie, din câte știu, citrice, mosc și vanilie aceea în stilul șalimar, dar clar mult, mult mai resită. Este un șalimar mult, mult mai portabil. De fapt, nici nu prea are mare treabă cu șalimarul, dar se simte oarecum un pic din acel ADN. Da, minunat, interesant și el. Am zis că la început, când l-am luat, îl simțeam cumva mai ascuțit, mai citric. Însă acum îmi place că îl simt oarecum mai dulce. Iese cumva în față vanilia aceea. Mi se pare foarte interesant. Da, foarte interesant parfumul. Și clar, vreau să-l port mai mult în această vară, pentru că este minunat. Bun, și ăsta cred că a fost ultimul. Poate pare că am vorbit prea repede, că m-am grăbit. Dar nu aș vrea să iasă un clip prea lung. Și da, au fost multe, multe parfumuri. Da, miroase foarte bine. Bun, da, cam astea au fost parfumurile din categoria de designer pentru vară. Lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri de designer pentru vară aveți și intenționați să purtați. Bun, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pup și ne revedem foarte, foarte curând la un nou video. Pa!